Bine ați venit, capricornilor, la o etalare romantică și haideți să vedem ce avem pentru capricorn ca energii. Dacă rezonezi cu această etalare, te rog să-mi dai un like sau poate te abonezi pe acest canal pentru încărcări viitoare. Haideți să vedem ce avem pentru Capricorn, deja avem o energie de pământ. Poate sunteți voi, poate este cineva care apare în energia voastră. Dar e ca și cum voi decideți acel lucru. Haideți să vedem ce aveți pentru Capricorn. Oh, 8 de spade. L-am mai întâlnit undeva pe 8-ul ăsta de spade. Poate se repetă ceva, moartea. 8 de bâte, cavalerul de cupe și pajul de monede. Foarte frumos. Pajul de monede, pajul de cupe și emoție. Oh, capricornilor! Ce altceva văd eu ca energie aici? Este o pasiune care nu poate fi controlată pentru că aveți foarte multă emoție. Ceva la care nu v-ați așteptat. Este un nou început pentru toți. Nu uitați că este o etalare în generală. Deci, poate fi și viceversa. Dar aici simt o energie la care voi sunteți blocați. Cred că am mai văzut la o zodie. Nu știu la cine, nu mi-aduc aminte. Încerc să le termin astăzi pe toate. Optul acesta de spade, vă simțiți blocați. Este ca și cum v-ați blocat undeva în a pur și simplu în iubire, în dragoste. E ceva care nu o controlați, dar în același timp nu faceți nimic pentru a merge mai departe. Ceea ce văd aici prin mesajele respective și moartea este un fel de a te gândi într-adevăr ce tip de relație îți dorești, ce vrei de fapt în dragoste, pentru că pentru tine la momentul acesta, pentru unii dintre voi, bineînțeles, este ca și cum s-ar fi terminat o relație sau ceva la care voi vă gândiți foarte mult dacă mai există așa ceva pentru mine. Dar vedeți voi ce îmi spune aici? Moartea înseamnă că trebuie să te transformi și trebuie să acționezi tu, pentru că optul acesta de bâte ne spune că așteptăm să vină o noutate. Am să fiu un pic mai, n-aș spune drastică, dar o spun așa după degete sau fără zahăr. Ce aștepți? Aștepți ca să-ți deschidă Dumnezeu calea spre rai? Aștepți să-ți trimită ca un fulger sufletul pereche? Aștepți să cadă din cer? Pentru că eu asta nu înțeleg aici. Blocajul acesta, în primul rând, ți-l datorezi ție, pentru că tu ești cea care nu crezi. Optul acesta de bute îți dă ca informație dacă eventual nu găsești în lumea reală de lângă tine. Există internet, există organizații de întâlnire a oamenilor. Există grupuri de oameni cu care poți măcar să intri într-o conversație. Atunci când încerci să schimbi ceva și să faci ceva sau să ai o aplicație, deci vezi că, deci efectiv îți dai seama că nu ai pe cineva, că nu, și ai nevoie de ajutor. Păi ajutorul acela este tu. Nimeni altcineva, tu. Deci prin acțiunile tale vei ajunge la acest cavaler de cupe. Aici văd o energie la care dorește în realitate să fii față în față cu cineva, dorești un mesaj de iubire, dar în același timp gândești negativ sau te ascunzi de tine că de fapt ești într-un blocaj sentimental. Este ca și cum ai ascultat toată ziua cântece de dragoste, visezi, te gândești, dar de fapt nu acționezi. Iar dacă într-adevăr apare cineva,
cu această ofertă, pajul acesta de cupe, pentru tine este ceva ireal, pentru că tu ceea ce asculți sau ce vrei este cu totul diferit. Dar asta ar însemna fie tu, fie persoana care este în cauză sau vine sau apare în viața ta, ar trebui să se conformeze la ceea ce vrei tu. Deci imaginea, nu am nimic cu voi, dar ceea ce văd eu aici și ca imagine îmi dă un fel de înscriete undeva pe un site unde se întâlnesc cu oamenii. Nu este o rușine. Înscrie-te să faci ceva, să intri într-un grup de oameni. În comunitatea în care suntem și în felul în care trăim acum, în momentul în care nu găsești pe cineva sau nu este la standardele tale sau măcar încearcă să intri într-o comunitate. Nu trebuie să-ți spui tu atributele tale sau vrei pur și simplu să intri să discuți cu un om normal. Asta înseamnă aici. Dar n-aștepta să-ți deschidă cineva raiul sau să ți-l trimită pachet. El ia ce-o fi ca energie. Pentru că asta văd. Iar în funcție de bani, pentru că aveți semnul vostru, pajul acesta va veni față în față cu ceva care veți fi recunoscuți pentru că aveți steaua. Steaua înseamnă că ați atins punctul acela la care ați tins, deci ați depus mult efort și pentru că aveți aici și 6 de bâte, înseamnă că sunteți recunoscuți. La locul de muncă sunteți recunoscuți, dar voi aveți o nemulțumire emoțională și de aceea nu știți, este ca și cum, ce direcție să iau. Deci judecata vă scoate, deci este ceea ce vă fac eu acum. Trezește-te la realitate, pentru că nimeni nu o să aibă de-a face cu degetul lui Dumnezeu. Degetul lui Dumnezeu vine atunci când este o karmă. Apropo de asta, o să o vedeți pe 10 mai, o să pe 7 mai cine o să vină, o să asculte toate noutățile despre luna mai și iodul acela. Veți avea degetul lui Dumnezeu luna aceasta. Deci, ceea ce te trezește la realitate, dacă într-adevăr vrei să fii acest lucru, înseamnă că trebuie neapărat să intri undeva. Poate că este într-adevăr cineva care urmărește acțiunile tale, care urmărește să te vadă, dar ieși la suprafață, pentru că pajul acesta asta îți spune, ieși la suprafață. Pentru că în dragoste se vor schimba lucrurile, dacă într-adevăr dorești să faci o schimbare mai întâi cu tine. Energia voastră la bază și energia celelalte persoane mai sus. 3 de monede. Lucrați cu voi, asta vă spun. Intrați într-un grup de oameni. Într-un grup de oameni care o să vă ofere niște cunoștințe. Moartea. Împărăteasa, a doua oară. Deci ceea ce vă oferă este cu siguranță o energie foarte frumoasă în momentul în care dorești să ajungi la abundența respectivă, după o muncă foarte grea, ați ajuns aici. Deci pentru mulți dintre voi vă bazați foarte mult, e un fel de a intra în... Ați intrat într-o grotă, să zicem, în care încercați să fiți singuri și să vă puneți toată atenția pe situația financiară. Nu pentru că aveți nevoie neapărat de banii aceia, pentru că stabilitatea financiară vă faceți voi. Nu, este pentru că ați depus foarte multă muncă și atunci vi se dă o primă, ceva care vă schimbă viața. Vine abundența în viața voastră. Acea transformare va aduce. Dar în momentul în care vine acel ceva, voi doriți mai mult, doriți să fiți tratați ca Venus. Deci e un fel de, doriți și voi să fiți alintați, doriți și voi să aveți pe cineva care să vă iubească, care să-i placă de voi, asta vă doriți. 8 de bâte.
uitați ce doriți, împăratul. Deci nu se putea altfel. Deci aveți perechea divină. Dar încă o dată, nu se deschid cerurile pentru voi. Faceți ceva pentru a intra această energie masculină. Fie că voi sunteți viceversa ca energie. Pentru că este ceva divin. Voi așteptați, dar nu așteptați pur și simplu, faceți ceva. Pentru că asta este întâlnirea. Atunci când îți dorești împăratul, ți-l dorești, dar trebuie să acționezi cu ceva. Nu să stai numai cu pe telefon, pentru că pentru numele lui Dumnezeu. Deci, vedeți? Soarele. Cine este soarele? Ce am spus un pic mai înainte? Nu așteptați ca Dumnezeu să deschidă cerurile să vă trimită ceva. Faceți ceva. Acționați. 6. 6 de monede. În realitate, pentru a veni acel ceva, primești ceea ce dăruiești. Deci, dacă într-adevăr vrei acel lucru pentru tine, ia uitați ce, Doamne, 2 de cupe. Vă doriți libertatea prin acel 2 de cupe. Deci, efectiv, voi vă doriți un partener, dar un partener în care să vă simțiți liberi, în care să știți că puteți să vorbiți, să discutați, să fiți voi steaua aceea acelui partener. Deci, asta este. Este foarte important. S-au întors două cărți. Deci, totul este o magie. Totul este posibil atunci când încerci. Totul este posibil. Ați avut decepții, decepții de la un cavaler de bâte și un cavaler de săbii, un semn de aer și un semn de foc. Dar în momentul în care vă puneți în minte că trebuie să schimbați ceva și în momentul în care voi cereți totul sau nimic, atunci este un fel de a pune pe masă totul și îmi doresc și eu totul. Atunci va veni. Dar va trebui să comunicați. Pajul acesta își face treaba în internet mai mult. Nu știu de ce vă spun acest lucru, dar asta îmi arată persoana cealaltă. Persoana cealaltă nu poate comunica cu voi din moment ce voi nu comunicați. Persoana cealaltă a trecut prin greutăți mult mai mari ca voi. Iar acum vrea ceva real. Vrea ceva care într-adevăr să-i dea, să îl o împlinească. Este o energie de pământ și asta sunteți voi. Deci vrea ceva care să-și asume responsabilitatea de a fi cu voi. Dar vedeți voi aici, combinația aceasta este extraordinară. Perechea divină și soarele. Deci iar nu vreau. Perechea divină și soarele. Capricornilor, cu siguranță vi se schimbă ceva în viață, dar voi va trebui să faceți ceva. Haideți să vedem persoana cealaltă, cine este, ce vrea și ce intenție are de la voi. Dar cu siguranță este menirea voastră. Aveți și 2 de cupe și perechea divină. Deci cine este? Sufletul pereche sau persoana care va apare în viața voastră. Cine este acea persoană? Vă urmărește și așteaptă mesaje de la voi. Este un fel de a te trimite pe... Nu te vizionați acest videoclip și unii care, într-adevăr, nu aveți o relație, încercați să mergeți pe ceva. Nu este... E ca informație. Nu uitați că este o etalare generală. Mă repet, o repet de multe ori.
cealaltă persoană. Doi de spade. Posibil ca acea persoană să nu fie sigură sau în ce direcție să meargă, dar cu siguranță este o persoană care își riscă totul. Este cu siguranță un început real și este soarele. Deci face lumină în viața voastră și nu poate trece peste voi în momentul în care vă cunoaște. Pentru că sunteți totul. Cine este? Împăratul. Capricornilor îmi vine să vă iau de urechi. Este o relație care odată la, nu știu, poate odată în vecie vine în viața voastră. Și în momentul în care apare, voi o faceți pe comozii sau rușinații sau nu știu cum să o spun. Chiar dacă îi place să ia mai multă atitudine, o ia pentru că o ia în folosul vostru, dar vă iubește. Deci este imposibil pentru unii dintre voi, cu siguranță, cu siguranță veți avea ceva foarte frumos la locul de muncă. După o muncă asiduă și tranzitul pe care îl aveți, aveți un câștig imens. Posibil chiar o poziție foarte bine pusă. Dar în același moment îți spune, lasă acel bagaj, traversează pe o energie la care ține de împlinirea ta, iar soarele este pozitiv, este cea mai pozitivă carte din tot pachetul. Îți arată noi începuturi, noi începuturi. În momentul în care persoana respectivă vrea noi începuturi cu tine, asta înseamnă că te vede ca pe ceva care nu poate coexista. Logic, cu ce nu putem noi coexista ca oameni? Fără soare și lună. Corect? Deci, nu știu dacă o să am întrebările corect sau nu, dar ceea ce vreau să spun că e, într-o etalare de dragoste, soarele de obicei când apare este ceva la care dai lumina acelei persoane și persoana respectivă îți reîntoarce acea lumină. Deci nu poți trăi fără soare. Pentru că soarele îți aduce ceva pozitiv. Este ceva frumos în viața ta, copilărie, ți-aduce aminte de toate. De aceea vă spun că în momentul în care am acest tip de etalare, persoana respectivă nu poate trece peste sentimentele respective. Este o pasiune care nu poate fi controlată. Persoana respectivă, clarificare, mai jos pentru voi va fi mai sus. Persoana respectivă a încercat și încearcă cu pași mici să vă câștige. În momentul în care, bineînțeles, are noutăți de la voi. 10 de bâte. Cred că și-a impus foarte mult să lucreze pe așa ceva, pentru că este un risc. E posibil să fie o persoană care la început a crezut că va rămâne singură sau pur și simplu nu mai avea, să zicem, nu își mai dorea să mai să înceapă din nou o altă relație. Ceva obositor. Asul. La cine se gândește? Fie este persoana respectivă și este oglindirea ta, fie ești tu. Deci un nou început în realitate. Soarele. Trei de bâte. Planifică să te vadă. Planifică ceva la care să fiți împreună. Este ca și cum vede acea planificare pe o viață întreagă împreună cu tine. Împăratul. Și este foarte rapid, se gândește foarte rapid. Deci foarte rapid să intre în viața ta. Dar depinde de voi. Doiul acesta de spade. Atunci când țineți comunicarea strânsă în pământ, e ca și cum ai pune o sabie în pământ.
Sabia înseamnă aer, înseamnă comunicare. Dacă tu ești capabil să comunici, să încerci să vorbești cu cineva, să comunici poate cu un grup de oameni, am senzația că este un grup de oameni. Este normal că va fi o comunicare, este normal că cineva acolo dorește să intre, să comunice cu tine. Tu te eschivezi, te ascunzi, nu mai ai încredere. Păi și atunci cum o să vină relația? Închizi orice tip de comunicare, chiar dacă știi că acolo poate exista chiar o persoană la care, poate în grupul respectiv sau poate undeva, este de fapt persoana respectivă. Aveți doi ași. Deci se întâmplă. Asul de monede. Impune-te. Trebuie să te impui un pic mai mult. Soarele. Pentru că asta îți aduce echilibrul. Ești dornic de a avea o relație. Ia uitați. Ești dornic de a avea o relație. Doi de cupe. Deci nu vă eschivați, nu vă ascundeți, nu mă interesează dacă sunteți într-o relație sau nu. Voi aveți nevoie de iubire. Nu mă interesează ce vârstă aveți. Până la sfârșitul acestei vieți este bine să trăiești în iubire. Numai atunci vă câștigați, vă recâștigați echilibrul cu voi, prin voi. Da, și va fi o pasiune atât de mare încât nu poate fi controlată. Nu te poți controla. Asta îți spune. Nu te poți controla. Și vă doresc din toată inima. Dar numai de voi depinde. Haideți să vedem ce avem de la îngerii, îngerii iubirii. Încerc să nu iau și cărțile celelalte în față. Ce sfaturi aveți? Ups! Copendency. Dacă muncești 24 de ore din 24 de ore, e normal să nu mai ții minte nici ce ai mâncat sau dacă într-adevăr ai luat în brațe persoana care te iubește cu adevărat sau vei găsi o scuză plauzibilă de a nu face niciun tip de relații. Oameni buni, să știți că viața pe pământ este de a avea relații, orice tip de relații, dar vedeți voi, cele care ne afectează cel mai mult sunt relațiile sentimentale. Iar karma o plătim cel mai mult pe acest tip de relații. Fie că îți place sau nu, va trebui să găsești un pic de timp pentru tine. Pentru că soarele va face lumină în acest gen de energie. Persoana respectivă care intră în viața ta poate fi acea persoană pe care tu o cauți. Iar dacă sunt implicați copiii, o mai spun și mă repet, pot fi și pets, cățel, pisici, ce vreți voi, dar dacă sunt implicați orice tip de acest, din această energie, copiii cresc, iar animăluțele vă iubesc. Fă un efort. Pentru că fiecare pas pe care îl vei lua în această relație va fi spre binele tău. Iartă, învață și mergi mai departe. Pentru că asta este. Dar cu siguranță ceea ce va veni în viața voastră
Nu poate fi controlată pasiunea dintre voi doi. Vă mulțumesc, vă doresc numai bine, ne auzim, la revedere!